Bună. Bună seara. Păi, e cineva? O să intre, mami. Nu, dar nu pot să vorbesc singură. Stai să intră și când o intrat, vorbesc. Bună seara, dragii mei. Am intrat în seara asta cu voi pe live. Să vedem ce faceți, așa cum am promis, că intrăm de la ora 19. Așa am intrat. Sperăm să intrați și voi alături de noi. Dacă doriți, bineînțeles. Uite, suntem 5 persoane. Bună seara, bine v-am găsit. Aurora Sanda, bună, frumoasele mele. Mathab, bună. Bună și ție, Aurora. Bună, Sanda. Bună, Mathab. Ne bucurăm că sunteți cu noi. 19 persoane, uite că creștem. Foarte bine. Ne bucurăm. Ce faceți? Cum sunteți? Angela Stoica, bună și ție. Vă salutăm bună, pe toți. Angela. Elena Ungureanu, bună seara, dragilor! Bună, Elena! Bine v-am găsit pe toți! Ne bucurăm că sunteți cu noi! Bună-i Simona! Sia Margaret! Ciao! Bună, Simi! Vă salutăm pe toți! Ce faceți voi? Cum sunteți? Cum vă petreceți seara? Haideți cu noi la turmeric! Da. Bem apă cu turmeric. Ne-am făcut apă cu turmeric. Dacă aveți întrebări, dacă doriți să știți ceva, orice, în legătură cu rețetele, noi suntem aici pentru voi. Dora Avram, bună seara. Bună seara și ție, Dora. Bună, Dora, te pupăm. Aurel Petcu, sunteți o familie minunată. Mulțumim. Vreau să vă spun în legătură cu canalul, cu YouTube-ul. Să știți că de o săptămână încoace, în fiecare zi ne blochează. Nu vă lasă pe voi să scrieți mesaj, ni se închide cu totul și nu mai putem nici să nu citim. Nu ni se închide nici cu totul, ni se blochează comentariile. Se blochează, da. Deci nu vedem nimic, chiar nimic. Nici ce scrieți, nici... Eu le repornesc din setări. Și după aceea mi le închide iarăși YouTube-ul. Iarăși le repornesc, iarăși mi le închide. Deci, nu știu ce se întâmplă. Toată săptămâna au făcut așa cu noi. Dar noi nu știm motivul. I-am spus la Maria să trimite... Aurel Petcu, eu mi-am pierdut familia în COVID. Doamne. Of, ne pare foarte rău, Aurel. Groaznic. Ne pare foarte rău. Burai Simona, te pup, Maria, suntem bine, mă bucur, vă pup și eu. Angela Stoica, felicitări. Mulțumim. Aurora Sanda, Morica, știi ce? Morica, ceva rețete cu gulii, știi? Am făcut supă de gulii, chiar aici supe, pe canal. Am făcut ciuspice de gulii, așa, gros. Eu ce-mi place mie îmi place gulii umplute foarte mult, îmi place, e cea mai bună, să știi. Poți să faci, că n-ai făcut. Da. Dacă mă duc vineri am de gând, dragii mei, mă duc în piață la Obor, la piața aia mare unde am fost vinerea trecută, mă duc și vinerea asta cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles, dacă mă simt bine și mi simt stare să mă duc. Vreau să mă duc vineri și să știți că dacă găsești, uite, draga mea, bine că m-ai amintit de gulii, să ții minte, Maria, că eu mai uit. Da. O să luăm gulii. Maria, da. Dragomir, bună seara, dragile mele, scumpele mele, vă pup și vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Bună, Maria, bună te seara. Pupăm și noi, iubita Sepon, mea. Sepon, de ce ai șters mesajul? Că n-am apucat să-l citesc. Îmi cer scuze, n-am apucat. Să citesc mesajul, Sepon, dacă mai vrei să scrii, cum vrei tu. Și vreau să vă spun că dacă mă duc acolo, o să iau gulii și o să fac
Gulii. Să știi că gulii, draga mea, se poate face pane, e foarte bună, mie mă place, umplute, ciorbă, atunci un spice din ea așa gros, se poate face multe feluri și mie chiar îmi plac guliile, oricum îmi plac, până și salată se face din gulii, să știți, numai na, adevărul că nu prea luăm, adică am luat de câteva ori. Pot să zic că am făcut, am făcut și supă, am făcut și gust. Aurora Sanda, wow, pane o să fac și eu. Da, să taie mami o fierb, ori întreg, ori felii. Eu le tai felii așa cât degetul meu de gros, le păresc un pic și le fac pane exact ca carnea. Le dau prin făină, prin ou și poți să pui, dacă nu mănci cu ulei sau prăjit, poți să pui în cuptor. Să știi. Eu am luat 11 gulii cu 6 lei. De unde? Da, ne pare rău, Aurela. Așa e, Dumnezeu să-i odihnească. Doamne. E foarte, foarte trist. N-avem cuvinte, sincer. Și mie îmi pare foarte rău. Deci așa, da. Deci COVID-ul ăsta foarte multe lume o luat și au făcut ravagii. Mulțumim lui Dumnezeu că noi n-am fost bolnavi, nimeni din familia noastră. Da, dar de exemplu ne-am vaccinat, cel puțin eu și Miha, și să știți că cel puțin din punctul meu de vedere vaccinul ăla nu a fost absolut deloc în regulă, din contră, și am resimțit efectele și încă le resimt, adică eu, a fost ceva neregulă cu siguranță. Aurora Sanda, de la un aprozar de pocăiți. Oh. V-am spus că dacă mă duc vineri în piață, o să cumpăr dacă găsesc. Numai să găsești, că de exemplu, uitați, nici țelină nu am acasă și trebuie să-mi fac o listă. O să fac o listă, că cu siguranță o să uit ceva, că să uit tu, că uit imediat. Și trebuie să cumpăr și țelină, că nu mai am acasă. Am avut... Chiar astăzi m-am uitat în frigider ce mai am acolo și am făcut un pic de ordine și să știți că multe lucruri nu am acasă și trebuie să mai cumpărăm. Mă scuzați. Haideți, vă rog, să apăsăm și butonul de like. Suntem 50 de persoane și doar 19 like-uri. Vă rugăm să apăsăm butonul de like, ca acest live să poată ajunge la cât mai multe persoane. Miriam, vă mulțumim. Du-me vantaiul și video așa. Lasă-o închis și du-me vantaiul, te rog. La noi e cald. Viorica Gazău, bună seara. Cum preparați băutura cu turmenic? Spune. Uite, aici am 200 de mililitri de apă, ce am făcut, și am băgat o linguriță mică de cafea, o să-ți arăt imediat lingurița când vine Miriam, o linguriță mică de cafea rasă în apă și am amestecat. Altădată pun și lămâie, dar acum am băgat lămâie în apă, vedeți? Și am pus apă cu lămâie și am băgat numai turmericul, o linguriță rasă de cafea și am amestecat. Atât ai tot. Deci la 200 ml de apă, o linguriță de turmeric și jumate de lămâie stoarsă. Da. Și bem sarea, da. Are un gust așa... care un pic așa te ăsta în gât, dar nu că te ustură, așa îți rămâne, e cald la noi, praful ăla îți rămâne un pic în gât, dar nu știu de la ce. Aurora Sanda, văd că ați crescut puțin cu abonații, ați trecut de 9K, super! Da, iubita mea, am crescut la abonați, dar la vizualizări am scăzut în ultima vreme, da. Dar probabil că da, na, e vacanță, concediu, dar depinde, acum nu știm, să vedem ce va urma. Noi oricum vă mulțumim din suflet, da, tuturor celor care sunteți zi de zi alături de noi și eu vă mulțumesc că mă urmăriți pe canalul meu de YouTube Gătește și Călătorește cu Maria. Țin să vă mulțumesc din suflet pentru toate comentariile voastre minunate.
pentru vizionări, pentru like-uri. Chiar vă mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Am văzut că v-ați uitat și la videoclipul pe care l-am postat astăzi, cel de pe strand cu Miriam. Miriam, salută-i și tu. Mami. A fost super pe strand. Da. Relaxant. Păi da, spune-le ceva, salută-le. Bună. Da, Miriam a fost foarte, foarte bucuroasă pe strand, i-a plăcut foarte mult. Da. Mihail, Viorica Gazău, mulțumesc frumos, am înțeles că este foarte bun. Da, turmericul este un antiinflamator foarte bun și nu numai, așa că... Eu beau, da, pentru genunchi, beau că mă ajută la genunchi, la durere de articulații. Eu pentru aia beau. Mihaela Popescu, bună seara, vă pup, dragile mele, cu suflet mare. Te pupăm, Mihaela. Mulțumim, Mihaela, te pupăm și noi și, cum am spus, suntem foarte, foarte bucuroși că sunteți lângă noi tot timpul. Aurora Sanda, și mulți au treabă cu agricultura, da, probabil. Da. Și eu beau suc de gref. Noi de turmeric și Miriam de gref. Da. Așa. Dragii mei, și vreau să vă spun că tot m-a zis de ăsta, să știți că, nu, e adevărat că nu-i mai așa de cald afară ca înainte, s-o mai răcorit un pic, dar totuși noi postăm și am scăzut un pic, dar nu știu, poate, cum zice Maria, din cauza că lumea e în vacanță, nu. Da, am scăzut foarte tare. Aurora Sanda, Miri, te pup și te iubesc. Vă trimite Uite, Miri și Miri vă pupă. Da. Da. Na, asta e. Acum noi mulțumim oamenilor care ne sunt alături. Dacă puteți, aveți ocazia, aveți timp, mai dați și câte un share, o distribuire la videoclipurile noastre, prietenilor, familiei, cui doriți dumneavoastră. Da, voi în fiecare ne ajută zi mult. Sunteți lângă noi, că vă citesc mesajele, chiar am văzut. Maria Secasan, bună seara! Bună seara bună și ție! Maria, te pupăm, draga mea! Cuță Damian, bună, dragile mele! Bună! Ceau, Cuță! Ce faceți voi? Cum sunteți? Cum vă simțiți? Cu ce vă ocupați? Cum vă petreceți seara? Maria Secasan, vă îmbrățișez cu mult drag și noi vă îmbrățișăm pe voi și toți. Și noi pe voi, pe toți, da, dragii mei, chiar ne bucurăm că sunteți aici cu noi. Da, am zis că, nu, acum, mâine e joi, am vrut să mă duc să mă tun, dar numai săptămâna aia la altă... Săptămâna aia altă mereu, mami, că și eu trebuie să mă duc da, la salon. Că trebuie să mă programez, că o zis doamna că are mult de lucru și nu mă poate lua săptămâna asta, numai săptămâna care vine într-o zi. Dar nu m-am programat, dar vreau să mă tun, că mi-e cald cu părul ăsta mare. Și cum am spus, mâine mă duc în piață dacă mă ajută Dumnezeu. Că și eu vreau să... Nu mâine, vineri. E mâine joi, nu? Da. Păi vineri. Da, vineri. Mariana Arcalean, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc multă sănătate și putere multă. Vreau să iau... Mulțumim, Mariana. Mulțumesc, Mariana. Am zis că dacă găsesc roșii, să pun niște borcane numai pentru, așa, cuburi, pentru ciorbă, ghiveci, nu mult. Și prune, dacă găsesc. Și da, prune, dacă găsesc, o să iau, dacă găsesc. Rândul trecut, ce-am găsit, mi s-a părut că nu-i prea cop pentru dulceață, că eu nu vreau compot, vreau dulceață. Cuță Damian, eu am început curățenie la școală pentru că am vacanță și am fost la ziua lui fiica mea cea mică, am plinit 36 de ani azi. A, o să trăiască la mulți ani, fericiți. Zici și tu, Miri. La mulți ani. La mulți ani, fericiți și sănătoși pentru fiica ta. Să fiți sănătoși. Dana Secaș, bună seara, să fiți sănătoși cu toții. Mulțumim la fel. Mulțumim, te draga. Pupăm, Dana. Deci fiica ta cea mai mică 36 de ani are. Maria Secasan, eu acum am ajuns acasă, am fost la grădină, am cules câteva legume. Frumos. Frumos. Filadinu, bună frumoasele mele, ce faceți? Sunteți bine? Vă pup cu drag!
Și am primit ieri de la... Te pupăm și noi, Dinu, mulțumim. Da. Și am primit ieri de la sora mea, de la Simi, și mulțumesc dacă mai e cu noi. M-a trimis câteva, bineînțeles, din grădină, de la ea cules, exact. Am primit roșii, am primit caise și frunză de țelină de la ea și vreau să-i mulțumesc la sora mea că m-a trimis. Maria Dragomir, Miriam, iubita mea, ești o dulceață de fetiță. Mulțumesc! Mulțumim, Simi, Dumnezeu să-ți dea de 100 de ori mai mult. Da. Cuță Damian, mulțumesc frumos, da, să trăiască toți copiii, să te bucuri de ei. Să trăiască familia și voi și toți. Cristina Megelea, Maria, ești o soră minunată, v-am urmărit la ștrand, ați fost niște dulcele. Toată familia este minunată, pupici. Mulțumim mult! Mulțumim, Cristina, da, Miriam a fost foarte, foarte bucuroasă la ștrand. Te-am notat. A notat, da. Ea nu știe să notă, dar ea a notat. Bine, au avut colac, de aia zice că... Vă mulțumesc încă o dată din suflet tuturor celor care mă urmăriți și pe canalul meu de YouTube, cum am mai spus. Vă mulțumesc pentru toate comentariile frumoase. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Cuță Damian, Miriam, am văzut că ai fost la ștrand cu Maria. Da. 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 Și da, cu copiii. Da, m-am plăcut foarte mult la ștrand. Da? Mai ales în apă. Da, a fost și o apă care a fost până aici la mine. Bravo, iubita. Cuță Damian, Miriam, am văzut, asta am citit. Fila Dinu, o ador pe Miriam, este o dulceață. Uite, și Miriam vă pupă pe toți, mulțumim. Da, mulțumim frumos la toată lumea. Da, a fost că de mult a vrut Miriam să meargă, numai n-a avut cu cine și acum dacă Maria a fost acasă și a fost și sora mea cu ei, cu copii, a fost sora mea cu copii, cu ei și s-or dus. Cuță Damian, vezi, Miriam, dacă ești cu minte. Da. Da. Am trei cuvinte de spus. Te pup, cuța. Vai, ce drăguță ești, Miri, mă topești. Ai văzut, ce drăguț. Dar nu doar pe cuța, pe toți, că o grămadă de oameni îți scriu. Lumea, pupă pe toți. Uite, v-am pupat pe toți. Burai Simona, cu mult drag, veniți la Zimand. Uite. O să mergem într-o zi, dar nu știu când. Păi am zis la mami, dar mami cu picioarele ei... Vezi că umblu greu cu picioarele astea, că și până în piață greu mă duc, foarte greu. Maria Secasan, Maria, ești o soră minunată, atâta grijă ai de Miriam. Mulțumesc. Păi, na, ce să zic, vă dați seama, ea e cea mai mică dintre surori, e o diferență foarte mare de vârstă între noi. Adevărul că eu iubesc ca pe copilul meu, deși nu e, parcă ar fi. Cuță Damian, o, ești o scumpă. Da, cum s-a dus afară. Sepon, mândrele mele, vă iubesc tare mult, Maria și Miriam, v-am urmărit și la ștrand. Ați fost superbe, Mori, tu cu rețetele tale mă fac să mă duc zilnic la cumpărături. Da. Nina Italia. Nu, no, dragă. Te pupăm, Nina, mulțumim. Fac rețete scumpe. Eu, de exemplu, n-am fost în piață de o săptămână, n-am mai cumpărat nimic. Da, mulțumim, Nina, ești o scumpă și vă mulțumesc încă o dată că mă urmăriți și pe mine. Violeta Popa, bună, mă bucur să fiu cu voi. Ne bucurăm foarte mult. Te pupăm, mult, Violeta. Toți. Da. Da. Și noi ne bucurăm foarte, foarte mult să fim alături de voi și vă mulțumim din suflet. Da, dragii mei, chiar... Suntem fericiți că avem așa oameni minunat și am vrut să vă spun ceva în legătură cu rețetele. O, m-ați zis să vă fac de post săptămâna asta. Încerc cât e posibil să fac mâncare de post, că m-ați cerut și m-am gândit să... Chiar mă gândeam că tot acolo mă gândeam ce să fac. Deci să am și acasă ce-mi trebuie și să fie și de post. Povești cu noi în lumea mare. Bună seara, dragilor! V-ați răcorit un pic la ștrand. Da, a fost foarte frumos. Bună seara și ție, mai ales pentru mine. Am și mie mi-a plăcut, dar în special pentru copii a fost minunat. Fila Dinu, de ce nu apare și domnul Mihai? Este super comic împreună cu Miriam. Mă distrez când îi văd împreună.
Dincolo. Dar lui nu prea îi place pe live, nu știu de ce, habar n-am, e mai timid, nu știu. Deși nu e timid, da? Na, pe live nu prea... Unde lasă mai mult pe noi. Da. Maria Manuela Antemir, bună seara fetelor! Bună seara! Maria, te pupam! Aurora Sanda, și bine ar fi să-l urmărim și pe domnul Mihai, exact! Da, da! Dați-i și la tati follow, că merită, chiar e o persoană deosebită și nu spun asta doar pentru că e tatăl meu, dar cu atât mai mult. Și chiar merită urmărit, adică dacă el ar avea măcar 1000 de urmăritori, ar fi mult, mult mai încurajat să posteze mult mai des, să posteze poate și 2 videoclipuri pe zi. Dar așa postează foarte, foarte rar, pentru că abia are vreo 300 și ceva de urmăritori, săracul, și se întristează, se dezamăgește din cauza asta. Așa că urmăriți-l dacă doriți. Canalul lui se numește Melodii Vechi și Povești. Mă las să spun. A, dacă ați văzut, Mihai și gătește. Ați văzut că într-o zi au făcut baghetuțe de cartofi cu cașcaval. Au fost foarte, foarte bune, m-au plăcut. Atunci, într-o zi, au făcut cu Miriam, acum, ieri, alaltă ieri, mai avem aici... Fursecurile făcute de Mihai, uitați ce faină au ieșit, super, super au ieșit. Deci să știți că Mihai și gătește și îi place, chiar îi place. Maria Dragomir, încercați oameni frumoși, dați like să se egalizeze cu urmăritorii. No. Da, mulțumim, Maria. Mulțumesc, Cristina Maria. Kira, am intrat și eu pentru 2 minute. Te pupăm, Cristina, ce faci? Pup, Cristina. Ionela V, bună seara, dragele mele scumpe, bună seara, Ionela. Ionela, te pup și eu. Maria Secasan, și eu am 2 fete, diferența între ele este de 10 ani. Să-ți trăiască, super. Filadinu nu mi se pare deloc timid. Da, nu știu, pe live nu. E el obișnuit, probabil. Anca Maria, bună seara, dragile mele. Vă pup și vă urmăresc zilnic. Eu tocmai am pus bureți la oțet pentru iarnă. Wow, super, Anca, mulțumim că ne urmărește. La pupăm. Oțet? N-am auzit la oțet. Ciuperci la oțet pentru iarnă. Da, dar la oțet nu, am auzit cu sare. Da, con sare și cu conservant, da. La asta am auzit, dar cu oțet nu, n-am auzit. Super! Angelica Maci, am urmărit video de la Strand, vă doresc numai bine, mulțumesc, Angelica, te pupăm, vă mulțumesc pentru urmărire tuturor, vă pup! Povești cu noi în lumea mare, am făcut și eu bagheta magică, doar că atunci când le-am pus la prăjit s-au înmuiat, s-a topit cașcavalul în tigaie, ale domnului Mihai erau tari, se puteau lua în mână. Probabil n-ai pus suficient amidon sau probabil mai puteai să adaugi puțină făină, deși în rețetă nu se pomina de lumină. Făină. Mihai. Nu știu, dar al lui Mihai chiar a ieșit bune. Filadinu, este foarte amuzant, ne bine dispune. Mulțumim. Cristina Kira, de-aia vă urmăresc cu drag pentru că rețetele sunt simple și bune. Mai ales când vin de la serviciu, sunt obosită și nu am chef de rețete complicate. Mulțumim. Asta e și ideea, Cristina, îți mulțumim din suflet. Maria Manuela Antemir, Mori, draga mea, fă ce vrei tu de mâncare, ce ai tu în frigider? Nu m-am uitat, chiar m-am uitat și nu prea mai am mare lucru, dar nu-i nimic, că vine berem în piață. Și... Mariana Alcalean, și eu am fost cu voi la Strand, auzi, Miri? Mulțumim, Mariana, mulțumim tuturor. Da. Marieta B, bună seara! Te pupăm! Maria Botaș, Maria. Bună seara, familie frumoasă, sunteți minunați, v-am văzut și pe Strand, eu nu am fost niciodată la Strand. Nu? Păi de ce, Maria? Doamne, trebuie să mergi, mai ales vara. Și Maria, deși pe mine m-a chemat Maria, dar nici eu nu m-am dus, n-am mai fost nici eu pe Strand de... Maria Manuela Antemir, am văzut că domnul Mihai gătește, bravo lui, da, toată familia gătește la noi. Și am șorț. Și Miri are șorț, mulțumim. Bunii, bună seara, dragele mele, continuați ceea ce faceți, că faceți bine. Domnul Mihai, nu renunțați nici dumneavoastră, respect Maria pentru grija care o ai pentru întreaga familie, să-ți ajute Dumnezeu. Mulțumesc, bunii, la fel și ție și vouă tuturor, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Hakah,
Bună seara, sunteți doamnă foarte scumpă, îmi plac foarte mult rețetele dumneavoastră. Mulțumesc frumos, mulțumesc la toată lumea. Aurora Sanda, Miri, fugi și cheamă-l pe tati să-l vedem puțin. Vreau chema, nu vrea. Dar ce face tati? Să uită la televizor? Lasă-i să vină să salute lumea dacă vrea. A spus că nu vrea. Tati e timid pe live. Că nu e aranjat? Da. A, tati nu-i barberit, cred că de asta nu vrea să se arate. Nu e barberit, oameni buni. E pudic. Ionela V, eu vă urmăresc din bucătărie, pregătesc salată de vinete. Oh, super, Ionela. Vreau să vă spun în legătură cu... Dacă ați văzut că am postat azi dimineață, am făcut salată de dovleac. Dragii mei, atâta e de bun. E mai bun decât salata de vinete, credeți-mă. Și foarte, foarte repede să face. Deci mie atât îmi place. No, Maria Secasan, vă urmăresc zilnic rețetele și le încerc pe toate. Wow, super, mulțumim! Mă bucur, iubita mea, mă bucur și să-ți dea Dumnezeu să reușești pe toate. Să-ți iasă Filadinu, bine. Haideți să-l încurajăm pe domnul Mihai să apară mai des și chiar să gătească împreună cu doamna Margaret. Ar fi super, wow, ce idee bună! Da, nu, amândoi împreună în video. Împreună. Wow, să știi că, uite, mi-ai dat o idee foarte, foarte bună, îți mulțumesc și o să încercăm. Povești cu noi în lumea mare, te pup, Miriam, mi-a plăcut cum ai făcut biscuiții cu tati, ce frumos ai prezentat ingredientele, ai auzit, Miri? Forsecuri, nu biscuiți, forsecuri americane. Bravo, Miri, uite, și-a luat șorțul, Miriam, special pentru voi. Ați văzut ce șorț are Miriam. Super. Roxana Ghiță, multă sănătate vă doresc, mulțumim, da. La fel, Roxana. Te pupăm, Roxana! Eugenia Sacadați, vă urmăresc zilnic și vă iubesc! Mulțumesc, am văzut Eugenia, chiar am mulțumim văzut. Mult! Și îți mulțumim din suflet la toată lumea, că toți exact. Sunteți, da. În fiecare zi îmi scrieți, știți că toate mesajele le citim, chiar cu toate le citim. Aurora Sanda spune că îl cheamă Aurora. Miri, mai încearcă o dată, zic că insistă lumea. Zi, mama, nu e barberit, asta e problema. Salută. Măcar să salute! Povești cu noi în lumea mare, nu se poate comenta la unele clipuri, cred că la salata de dovlecei iar sunt dezactivate comentariile. Da, din păcate, repetăm, avem problema asta de aproape 2 săptămâni de zile, eu le activez, YouTube mi le dezactivează. Iarăși le activez peste jumătate de oră, iarăși mi le dezactivează YouTube-ul. Nu știu din ce cauză. Deci n-am ce să fac, că nu pot să stau 24 din 24 cu telefonul în mână și să reactivez comentariile. E groaznic. Dar până acum nu a fost la noi așa da. Ceva, acum a apărut de... Și se întâmplă doar la anumite videoclipuri, e foarte ciudat. Am înțeles că și alți YouTuberi au problema asta, e o problemă de la server, de la YouTube. Noi ne cerem scuze, ne pare rău, dar nu putem să facem absolut nimic, pentru că nu stă în puterea noastră. De aceea sper să nu vă supărați pe noi, sper să ne înțelegeți și să ne fiți în continuare alături, cu sau fără comentarii. Da, chiar am zis că poate de-aia și ne-au scăzut vizualizările din cauza asta. Dar să știți că nu-i vina noastră. No, ne pare foarte rău că se întâmplă. Marieta B, nu intru în detalii, dar m-ați uns la suflet zilele acestea, când ați dat curs unui eveniment și astfel ați luat pâinea de la gură cârcotașilor. Ce? Nu știu, nu înțeleg nici eu. Maria Manuela Antemir, și la noi gătește toată familia, doar că dacă îl punem pe omologul domnului Mihai să ne facă o ciorbă, mâncăm tocană, adică pe soțul ei. Drăguț, te pupăm. Ionela, vei domnul Mihai, veniți și ne cântați o strofă. Filadinu, nu plecăm de aici până nu apare domnul Mihai. Doamne. Maria, este o problemă de la YouTube. Da, Ionela, este o problemă de la YouTube. Elena Rechtenwald, vă pup, dragilor, și noi te pupăm. Elena, te pupăm, draga mea. Maria Pătrașcu, bună seara, dragii mei. Da, sunt câteva vloguri unde nu se poate posta comentariile, nu ne supărăm. Da, dar nu știm ce să facem, efectiv. Eu le reactivez. Se reactivează pentru jumătate de oră și după aia iară se blochează. Na. Loma, Loma, faceți bine ceea ce faceți. Continuați, vă țucăm. Mulțumim, te pupăm, mulțumim, draga mea. Ne cerem scuze pentru tata.
nu e barberit și nu vrea să apară așa cu barbă în fața voastră, zice că e o lipsă de respect. Da. Nu-l putem obliga, dar data viitoare da, intrăm, dacă o să se barberească și o să vină cu voi pe live. Povești cu noi în lumea mare, domnul Mihai, nu fiți strist, mergeți înainte cu canalul. Băiețelul meu are 100 și ceva de abonați și totuși mai postează și are doar 7 ani jumate. Ia, vai! Ce se spune că să urmărim și noi, să da, spune-ne canalul, uite că se abonează lumea și la băiețelul. Da, uite, eu mă abonez din stat. Cu drag, mult, doamne. Ce, uite, și Miri se abonează. Mulțumim pentru comentarii. Foarte fain să-ți trăiască băiețelul. Maria Dragomir, domnul Mihai, ați încărucat-o. Glumesc. Maria Manoela Antemir, am făcut și eu ieri salată de dovlecei. Eu am făcut-o cu iaurt. Super bună. Da, se poate și cu iaurt, da. Cu iaurt, da, din aia grecesc. Mere foarte bine, da. Și ți-a plăcut, iubita mea? Ionela, vă, este alegerea dumnealui, nu-l forțăm, dacă nu vrea, îl înțelege. O să vină mâine sau pomine când mai intrăm, o rog eu. Data viitoare o să fie de la început. Cu siguranță intră, că o rog eu frumos și o să intră. Acum, na, nu e el aranjat și... Dacă nu e el aranjat... Maria Botaș, doamna Maria, sunteți foarte frumoase, semănați foarte mult cu mătușa mea. Să vină domnul Mihai, că tare mult ne dorim să ascultăm cântecele lui, vă pup. Data viitoare. Data viitoare să fie și tata alături de noi pe live. Noi chiar vă mulțumim că l-apreciați doamne. Și pe el. Da-ți. Vă mulțumim din suflet. Suntem bucuroși că auzim că vi drag de el și de noi și de toată lumea. Vă mulțumim frumos. Gligor Alexandru, bună seara, vă urmăresc de la servici cu plăcere. Oh, mulțumim. Bună seara, Alexandru. Mulțumim. Nu vă aude povești cu noi în lumea mare, nu, nu vă aude că e afară, prin curte, nu, la flori. Noi. Noi cred că bucătărie. Udă florile, face el ceva la flori, că e ocupat afară. Că nu, nu e nici pe live și nici nu, nu vă aude, că nu e aici, priviți. Ha. Nu e nimeni aici decât noi. Miri se plimbă, mere vine, deci nu-i nimeni. Filadinu, ca să-l iertăm că nu a vrut să apară, l-așteptăm cu o super rețetă, ceva special pentru doamna Margaret. Exact. Știți, de multe da. Ori, da, eu cu problemele mele și sunt foarte obosită și atunci lui mai vine câte o idee și atunci zice, fac eu ceva și vine și face cu Miriam. Nici de multe ori, eu de exemplu, nici nu am știut că vine să facă. Nu m-am zis, nu, uite ce am făcut. Și da, să știți că mă bucur că mă scutește pe mine și lui chiar îi place să facă. Da, Ionela V. Maria, de ce nu îi faci și la Miri un canal de YouTube cu activități pentru copii? Cred că încă e de vreme, e foarte de vreme pentru Miri, plus că ea oricum apare da, la mami. Și... Da, o să înceapă școala da. În curând. Avem noi destul. Exact, credeți-mă. Roxana Ghiță, sunteți o familie foarte frumoasă, vă urmăresc cu drag. Mulțumim, te pupăm. Vă pupăm pe toți, dragii mei. Povești cu noi în lumea mare, am crezut că a intrat live de pe telefonul dumnealui. Nu, că e afară, pe la flori, pe undeva. Nu, dacă intră, el comentează. Da. Maria Pătrascu, astăzi ați arătat super la ștrand. Miri a arătat ca o divă cu acel costum de baie și ochelari. Auzi, Miri? Ia tot e la baie, nu știu ce faci. Da, mulțumim, Maria, ești o scumpă. Ai auzit că ai arătat ca o divă. Astăzi, ha? Vino aici. Mulțumesc. Stai jos și te rog să vorbești cu oamenii. Maria Manuela Antemir. Da, Mari, foarte bună salata de dovlecei. Deci mie cel puțin mai mult îmi place ca aia de vinete. Loma, Loma, ne este drag de toți. Cred că domnul Mihai doarme, că altfel avea timp să se barberească. Nu. Da, trebuie să se... Na, nu e barberist și atunci nu vrea. Ce să-i facem data viitoare? Povești cu noi în lumea mare. Este un tătic excepțional și un soț minunat. Să știți, toți sunt da. Frumoși și deosebiți. Nu mulți sunt cei care își ajută soția. Așa e, aici aveți dreptate. Să știți, tot timpul, tot timpul v-am mai spus de multe ori și vă repet, tot timpul m-a ajutat. De când suntem noi împreună de 34 de ani,
Deci Mihai m-a ajutat la orice, și la spălat, și la mâncare, și la curățenie, și la copii, la orice, la orice, credeți-mă. Camelia S, vă pup, dragilor! Te pupăm și noi! Și noi te pupăm, Camelia! Roxana Ghiță, ce faceți mâine de mâncare? Mă gândeam că chiar să am vrut să vă întreb, că am stat așa pe gânduri și m-am gândit să vă fac ceva de post. Am zis să fac ori supă de roșii sau să fac teței cu cartofi. Nu știu ce să cum fac. Cum teței cu cartofi? Ce e? Ce? N-ai mâncat teței cu cartofi? Niciodată, deci nici n-aș mânca. Dar de ce, mami? Că e foarte bună. Nu, știi, mami, amidon cu făină. Dar e bună. Nu. Să face, n-am făcut niciodată și ar trebui să gust, să vezi cum e. Maria, să știți că nu am mâncat. Eu n-am auzit. Acasă. Maică-mea, asta era mâncarea preferată a lui taică-meu. Maria Pătrașcu, cu mare drag, Miriam, Hermine Schmitz, vă urmăresc cu mult drag și vă iubesc foarte mult. Te pupăm. Da, te pupăm, Hermine. Maria Dragomir, oricum Miria are un aer de domnișorică, o finețe în comportament. Pup, micuța mea. Mulțumesc! De-aia se plimbă într-una. Da, într-una se miște. Loma, Loma, mulți înainte să fiți sănătoși și fericiți. Vă pup, mulțumim. Și eu și mulțumim la tătă. Roxana Ghiță, vai cât sunt de bun tăiței cu cartofi, ceapă și boia. Cu asta am vrut să explic, dar Maria nu știe. Mâncarea taică-meu nu mai trăiește, dar asta era mâncarea preferată a lui taică-meu. Exact, cu ceapă călită, așa cum făcea maică-mea și cu mult piper. Deci atâta piper punea săracul taică-meu. De era negru teiței. Păi fă mâine asta. Dar bine, eu nu o să pun atâta piper, dar vreau să spun că e foarte bun, Maria. Tu nu știi ce bun fă e. Fă mâine și vedem. Și da, o să fac un pic și să vezi dacă îți place să gâși. Aurora Sanda, eu musai să fac supa de chimeni și, și eu cu asta am crescut. Da, deci sincer vă spun, deci maică-mea făcea mâncare din asta ușoară. Nouă, vă spun de ce făcea așa. Nu că eram foarte săraci și... Bine, nu eram noi oameni bogați, da? Maică-mea lucra și lucra săraca la seră. Și noi eram, da, eram 5 copii. Gândiți-vă, când vinea săraca era obosită, dar era musai să ne facă de mâncare. Și atunci totdeauna alegea varianta asta simplă. Să facă cât de repede și cât de simplă, ca să facă mult de mâncare, repede, simplu și ieftin, no. Că era mult și atunci ne făcea supă de chimeni, teiței cu cartofi, ne făcea supă de ou, care v-am arătat, e foarte bună, și ghiveș ne făcea foarte mult, care se face foarte repede. Tocăniță de cartofi, așa, numai cu găluște, deci mâncăruri simple. Filadinu, când ne pregătiți o musaca, este preferata mea? Ne-am spus la Maria, nu a vrut Maria, că am avut vineri, am avut dovlecei, am păi avut o să mai iei și o să faci. Și nu, o vineri, dacă iau dovleac, vineri de tot ce-mi trebă. No, uite, Grigor Alexandru, știu și eu rețeta de tăiței cu cartofi și brânză. E bombă calorică, însă merge o dată pe an și noi mâncăm cu compot de prune sau de mere. Da. Noi nu mâncăm cu compot, sincer, deci numai așa, deci fierb cartofi. Loma, Loma, tot ce gătiți este foarte bun. Și mulțumim. Cu teiței de casă e foarte bun, să știți. Păi fă mâine asta, teiței cu cartofi atunci la lume, dacă ai zis. Aurora Sanda, noi eram 3 copii și numai tata lucra. Da, e greu. Foarte greu, da. Maria Botaș, domnul Mihai, să nu ne faceți să mergem la dumneavoastră și să vă aducem cu forța. Normal că glumesc. O să vină data viitoare, Maria, mulțumim. Povești cu noi în lumea mare, când mai mergeți în piață la obor să ne filmați. Da. Vinerea asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă nu ploaie și dacă mama se simte bine, dacă nu plouă, o să mergem vinerea asta și o să vă filmăm. Da, vă filmăm și prețurile și să vedeți ce piață mare și chiar e ieftin acolo tot. Sepon Mori, atentă cu Miri, ai văzut că și ea a luat șorțul, dar azi la ștrand era mai frumoasă ca și păpușă Barbie, iar Maria, tu erai superbă, dar când rimelul a început să curgă, erai ok. Da, dar din păcate știți cum e? Eu m-am machiat că am zis că eu nu mă bag eu în apă, că las copii, nu știu ce...
Și am zis că o să stau pe acolo, pe lângă bazin, mai la terasă. Dar n-am putut pentru că n-am scăpat de Miri, a trebuit să merg cu ea în bazin, toți copiii au tras de mine. Și bineînțeles că în bazin m-am udat, mi s-a dus machiajul, tot. Da, mai azi ce mai bine să notă. Da, a trebuit și să not, să le arăt cum not, deci n-am scăpat. Maria Dragomir, pastele îmi plac, cartofii îmi plac, nu are ce să iasă rău. Chiar vreau să faci, scumpa mea, dar când poți tu, nu e gravă. Pac, mulțumim, Maria. Vă fac, da. Aurora Sanda, exact așa ne făcea și mama. Da. Frumos. Elena Rechtenwald, și eu am făcut salată de dovleac și e delicioasă. Și prietenul meu neamț a simțit diferența față de cum o făceam eu cu dovleac fiert. Mulțumesc. E mai bun așa, Căli, da. Și nici nu durează așa mult. Maria Manuela Antemir, respect pentru domnul Mihai, este o formă de bun simț cum te prezinți în fața celorlalți. Da, deci tati e foarte așa, el trebuie să fie aranjat. Da. Elena Nemes, mă bucur mult că ești mai bine, v-am văzut la ziua lui Natalia, pe Maria nu, de ce? Eu nu am putut să merg pentru că am stabilit o întâlnire cu colegii din liceu, pe care am stabilit-o cu câteva săptămâni înainte. Normal, din câte știam eu, ziua lui Natalia e pe 25, nu mami? 26, mami. No, 26. Și a ținut-o în 30 că au fost ei plecați. Și atunci eu n-am mai putut să ajung în 30 că aveam deja stabilită ieșirea cu colegii și am ieșit. N-am putut să lipsesc. Mi-am cerut scuze, au fost părinții mei și eu n-am mai ajuns. Așa, hai să mai vedem. Fila Dinu, eu nu am încercat, dar am auzit și de ardei umpluți cu cartofi. Nu am idee cum se fac sau ce gust ar putea avea. Eu nu știu. Da, n-am făcut cu cartofi, dar astăzi m-am gândit la o rețetă care făcea maică mea, ardei umplut, dar nu cu orez, cu cușcuș. Ăla e bun, da. Și eu fac foarte des, dar vouă nu v-am arătat niciodată și vreau să vi-l arăt, să vedeți ce bună e și ce simplu să faci. Maria Pătrascu, Morica încearcă să gătești varză scăzută cu laște, cu pastelate și roșii. Este o mâncare excelentă. Da, varză. Mulțumim, Maria! Deței cu varză tot timpul fac, dar cu roșii nu, n-am făcut. Nu? Dar mă gândesc că o fi bună, nu? Mihaela Popescu, în Italia se face paste cu cartofi, foarte delicios. Da. Măi, să știți că eu nici n-am auzit de așa ceva și nici n-am încercat, așa că mami trebuie să ne facă. Maria Dragomir, și cu rimelul dus tot frumoasă erai și nu vorbeai doar să te lauzi, spun adevărul. Ce drăguță ești, Maria, mulțumesc mult! Johnny Strate, icre mai faci? Johnny, mama nu face icre. Nu, iubit. Mama nu pune mâna pe pește. Uite, au făcut Maria. Din păcate. Alaltă ieri sau ieri? Când ai făcut pește? Acum două zile am făcut pește în crustă. Eu n-am stat în bucătărie și o trebuie să deschidem geamurile, ușile, tot să aerisim bucătăria. Că mami nu suportă mirosul, da. Mirosul, nu pot să fac. Loma, Loma, Maria, ești frumoasă cu sau fără machiaj și sau cu machiajul scurs puțin. Mulțumesc, Loma, ești o scumpă sau un scump. Bănuiesc că ești femeie. Povești cu noi în lumea mare sau ardei umpluți cu ciuperci de post. Aia, da. Am mâncat și am făcut. Dar asta cu cușcuș e ceva aparte și foarte simplu și bun. O să vă fac în zilele care urmează. Am vrut acum, dar Maria nu m-a lăsat. A zis că să nu fac ardei umplut acum, că numai ce am avut, dar n-am avut, am avut deja de o lună ardei. Dar ai avut sarmale, nu de mult. Păi sarmale e una, ardei cu cușcuș și alta, mami, nu e aceeași mâncare. Loma, Loma, ardeiul umplut cu cartofi se face prin partea Olteniei. Probabil, m-am gândit la treaba asta, să știi. N-am mâncat cu cartofi, iubita mea, nu. Suntem 103 oameni, vă mulțumim din suflet, mulțumim, vă salutăm pe mulțumim. Toți și vă rugăm să apăsați butonul de like. Maria Bota, și eu vă spun noapte bună, mi-a părut bine pentru conversație, vă doresc tot binele din lume. Te pup, Maria, te noapte pupă. Bună, să fii sănătoasă și îți mulțumim că ai fost alături de noi. Acum 102. Să ne mai urmărești. Cristian Popa, bună seara!
Bună seara, Cristian! Johnny Strate, tu, Maria, ai vreo rețetă tu de icre? Să știi că nu am făcut icre. Eu am făcut mai mult pește, fructe de mare, icre rar, dar na, nu știu ce să zic. Icrele se fac salată cu... de icre, la aia se referă. Dacă vrei, eu pot să-ți dau o rețetă, dar eu nu fac, ți-am spus, e cu gris fert. Da, cu gris fert. Și iese foarte fain, deci așa ca aspect, gustul nu știu că nu mânc. Da. Nelly Sturz, hello Margaret and Maria, hello Princess Miriam, te pupăm. Bună, Nelly. Nelly, te pup, draga mea, te pup. Cristian Popa, eu am dat un like, dați și voi, oameni buni. Mulțumim, mulțumim din suflet. Mulțumim frumos, oameni frumoși. Vă mulțumesc pentru like-urile care ne-ați dat, pentru prezență, pentru tot. Sunteți oameni minunați, minunați. Maria Manuela Antemir, Mori, eu fac ardei umpluți cu brânză dulce și mărar la cuptor. Ceva super bun, încercați dacă vreți. La cuptor? Asta n-am auzit la cuptor. Nici eu. Cu brânză, da, am făcut. Am și rețeta cu cremă de brânză, deci o blenduiești bine cu ceapă, cu ce vrei, cu pătrunjel, cu mărar, cu ce vrei să pui în ea, cu un pic de ulei, sare, piper și o umpli brânza sau roșia. Asta da, fac ca un aperitiv. E și delicios, e foarte bun, dar la cuptor... Dar sună interesant. Da, exact, da, e foarte interesant. Mirela Simona, bună seara, mulțumesc pentru idei de rețete, salutări din Sălaș. Te pup, Simona, te pup, să fii sănătoasă. Aurora Sanda, și noi vă mulțumim pentru tot ce ne arătați. Îți mulțumim și noi, Sanda, că ești cu noi. Loma, Loma, și voi sunteți oameni minunați, vă iubim. Așa, dragii mei, și noi vă iubim pe voi. Sunteți minunați, da, și exact. N-avem cuvinte. Filadinu, dragele mele, și eu vă las. Am foarte multe flori de udat și mă duc să le ud. Să ne primim și nouă. Până nu apar iar țânțarii. Vă iubesc, ne vedem mâine cu o nouă rețetă. Bine, dragul meu. Te pupăm. Spor la udat și te pupăm. Uite, a intrat tata. Acum a intrat. Uite ce scrie. Tata vă spune așa. Vă mulțumesc frumos pentru comentariile frumoase. Data viitoare promit că intru și eu live. N-ați auzit? Că nu vă lăsat numai așa. Totuși vă salutat. Deci v-a promis că data viitoare intră și domnul Mihai, adică tata, live, alături de noi. Violeta Popa te salută! Te pup, Violeta, să fii sănătoasă, draga mea! Miri, mai zici și tu ceva, bebe? La muzeu, când am fost cu Maria, a spus că o să aducă săptămâna viitoare sau peste două săptămâni cervenii noștri. Hai, asta ai avut un cap acum? Păi ai văzut destul șerpi, gata. Da, i-a spus că aduce și veninos. Păi ești tot la fel, iubita mea, aproape la fel. Bine. Și asta înseamnă că mai vrei să mergi odată. Asta a fost că mai mergi odată. Povești cu noi în lumea mare, vă așteptăm. Domnul Mihai, Nadia Băjenaru, te salută. Te pup, Nadia, te pup. Loma, Loma, hopa, s-a trezit domnul Mihai. Glumesc. Ea n-a dormit. N-a dormit, ce bine. Cocos Margaret, felicitări, familie minunată, continuați cu mult curaj. Tatăl meu zicea la tăiței cu cartofi granadier marș. Vă pupăm cu drag. Interesant. Deci mâine o să facă mama tăiței cu cartofi, să știți. Da, fac mâine tăiței cu cartofi, dragii mei. Elena Nemes, pe vremea lui Ceașcă făceam icre false cu griș și margarină poți mânca. Mori că poți să mănânci, mori că n-are gust de pește. Frumos ne-ați salutat, da, domnul Mihai. Dar aud de pește deja. Nu știu, na, nu mă prefac, nu nimic, dar nu știu. Nu pot să aud de pește, nu pot să mânc, nu pot să miros. Parcă am alergie de la ea, nu știu. Și toată lumea a dat seama că e adevărul că peștele e sănătos, nu grașă, nu face rău. Soțul meu, Mihai, mâncă, Maria mâncă, numai eu nu mânc. Nu știu, Miriam, dacă ai mâncat, mami, pește?
Am dat crusta sau crochete de pește. Am gustat la cea din Atalia că a făcut doamna Carmen salată de icre. Icre, le-a umplut. Și ți-a plăcut? Credeam că e prânză. Da. Așa. Maria Dragomir, Maria, bombonica mea, ești ca un balsam la suflet pentru micuța Miri. Și ea pentru mine la fel, să știi, Maria. Melodii vechi și povești, vă salut pe toți și vă doresc o seară minunată, vă spune tata. Și îți mulțumim pentru că ai fost prezent. Nelly Sturz, Maria, mi-a plăcut foarte mult cum ai făcut peștele, wow! Să știți că mă bucur că v-a plăcut. Rețeta de pește nu am mai postat-o și pe canalul meu, am postat-o doar aici, pe canalul mamei, pentru că am făcut-o special pentru canalul mamei. Și mă bucur că v-a plăcut. O să vă mai fac și eu până plec. O să încerc să vă mai fac o rețetă de sărățele de casă, sărățele cu telemea, foarte gustoase. Și probabil că o să vă fac o dată și fursecuri, pentru că mi-ați spus să vă fac și eu fursecuri. Probabil o să vă fac fursecuri cu cafea și sărățele cu cașcaval. Nu știu când, nu promit, dar până plec o să încerc. Aurora Sanda, nu mai pronunțat cuvântul pește. Nu mai, draga mea. Povești cu noi, lumea mare, o seară liniștită, domnul Mihai, voi repeta bagheta magică și voi pune făină. Da, încearcă să pui și puțină făină dacă nu ți se leagă aluatul. Loma, Margaret, nu-i nicio problemă că nu-ți place peștele, nici eu nu am mâncat vreo 15 ani. Îmi dai seama, eu niciodată n-am mâncat și nu știu, alții plac. De exemplu, Mihai, Maria, toți mâncă, dar eu nu. Așa e, da. Nu tot suntem la fel. Dar de-aia, să știți că am... Deci, când am lucrat, a fost musai să fac, am făcut, dar vă spun sincer că nu-mi place mirosul, nu? Așa e, dragi. Suntem 92 de oameni. Da, adevărul că... Sunt mâncare foarte, foarte, foarte simple și gustoase, multe care se poate face și... Loma, să fiți sănătoși cu toții, vă iubim, mulțumim, voi, la fel. Și voi, dragii mei, și voi. Adați că o să ieșim. Mai stai, iubita mea, mai stai, că n-ai nicio oră, da. Suntem 92 de persoane, mai stăm puțin, mama. 100? Da. Că Maria Secasan, eu fac icre și șnițel de pui. Aoleu, ce combinație! Fain, da. Super! Da. Eu nu mai știu ce să fac. Chiar am zis că să fac săptămâna asta ceva de post, că m-a cerut. Și m-am gândit că să mai iau... Mie foarte mult îmi place ficatul de pui. Îmi place foarte, foarte mult. Nu știu dacă voi faceți, numai vedeți că nu, adevărul pe căldura asta tot să-l prăjești, dar mie îmi place ficatul de pui pane sau cu ceapă sau în multe feluri îmi place. Numai să vedeți, Maria nu mâncă ficat. Nu, niciun organ nu mănânc. Nu mănânc inimi, rinic, ficat, pipote, ciofii. Nu mănânc niciun organ. Dacă eu fac de mâncare și ea nu mâncă, parcă nu mi-i haznă să o fac și ea să nu mănânce. Mihaela Winter, bună, familie frumoasă, Maria, și tu ești o gospodină desăvârșită, dar Miriam a făcut fursecuri delicioase, vă îmbrățișez cu drag. Mulțumim, Mihaela, te pupăm. Maria Secasan, așa cere familia, bine atunci. Elina. Da, e bun, foarte bun. Elena. Ce bună să aveți. Adelina Ivan, bună seara, acum am reușit să intru și eu, vă pup. Te pupăm. Te pupăm, Elena, te pupăm, draga mea. Loma, nu vă grăbiți să ieșiți pentru că mulți nu au primit notificare. Noi am anunțat, am scris pe grup că... Poate nu a apărut mama. Ba da, a apărut. Am anunțat că intrăm la ora 19, ora României live. Acum am distribuit, deci... Na. Așa, povești cu noi în lumea mare, poate că de la macrou miroase într-adevăr, dar odorat de la cuptor cu lămâie și usturoi poate mai atenuează mirosul sau un păstrăv la grătar. Nici drob nu mănânci, Maria? Eu dacă mănânc drob? Nu. Nici eu. Nu. Nici...
Ei plac organele de animal de asta, dar eu... Bine, dar de, iară, carne de oaie, eu iară nu mănc. Deci, ca să vedeți, că miroase, nici nu? Pește, da, nici oaie. Deci nu mănc, nu pot să le mănc. Na. Ce înseamnă scribe? Subscribe, Elena. Subscribe înseamnă abonare. Să dați un like și un subscribe, adică să dați un like și să vă abonați. Cei care nu s-au abonat încă la canalul meu sau la canalul mamei, eu vă încurajez de fiecare dată și vă reamintesc că puteți să dați un subscribe, adică să vă abonați. Asta înseamnă subscribe. Să apăsați pe clopoțel, nu? Nu, să apese pe abonare. Și pe clopoțel, dacă vor, da. Maria Manuela Antemir, foarte bun peștele, dar nu îngrașă dacă îl mănânci gol, fiert în cuptor sau pe grătar. Eu mănânc cu cartofi sau cu mămăligă și usturoi, deci nu mai este de dietă. Dar să știți că și eu ați văzut, am făcut peștele cu cartofi prăjiți și muzdei de usturoi. Mie așa mi-l place să-l mănânc. Peștele cu mămăligă foarte rar. Mai mănânc paste cu pește, care e o rețetă super bună de paste cu pește. Dar doar cu fileu de pește. Dar în general asta îmi place, da. Exact cum v-am făcut. Și credeți-mă, a fost delicios. Deci vă rog să încercați să faceți acea crustă pentru pește. Deci e demențială. Chiar a fost super bun. Da, au mâncat Mihai și Maria. Eu cu Miriam n-am mâncat. Mihaela Winter, cum vă simțiți, doamna Mori, cu piciorul? Cred că trebuia să faceți un remene. Da, am făcut, am mai făcut, nu acum, mai de mult am făcut, am tratament. Bine, deci dureri am, asta există tot timpul. Dar acum pot să umblu, deci a mai revenit un picuț. Elena Fara, go! Bună seara, familie! Mulțumesc de întrebare! Bună seara, familie deosebită! Așteptăm să ne faceți prăjitura Albina și Dulcinea. Vă pupăm cu drag din Oradea! Da, uite, o să fac, da, ăla cam complicat pe căldura asta, că trebuie să coc. Da, o să vedem, poate facem Dulcinea, mami, împreună. Facem o rețetă ori tu cu tati să faci Dulcinea împreună, știi că te ajută să coci foile, ori eu cu tine, știi? Să facem împreună Dulcinea, de exemplu, că aia e faină, toată lumea. Și mie mă place foarte mult Dulcinea, e o prăjitură deosebită și foarte bună, dar e cam de lucru cu ea. O să vedem, poate o facem, dar în doi, că atunci e mai da, ușor. Da, e de lucru cu ea. Și Cocos da. Margaret, în general celor din zodia pești nu le plac peștele. Exact. Și eu sunt din acea zodie și nu îmi place peștele. Vă urmăresc toate postările, la fel și ale Mariei. Mult succes în continuare! Mulțumesc! Mulțumim! Frumos. Să fii sănătoasă! Margaret, ai numele meu! Da. Mariana Arcalean, Maria, nici eu nu mănânc niciun fel de organ. Atunci mă înțelegi. Maria Dragomir, bună Dulcinee, să facă Dulcinee, vezi? Da, draga mea, o să facem, dacă uite, dacă Maria vrea și... Eu am mai făcut-o de mai multe ori, doar că... O să facem... Na. Acum e foarte cald și foile alea trebuie coapte și nu poți să coși mai mult de două deodată. Și trebuie să faci vreo 6 sau câte foi? Cel puțin 4. Cu 6, e normal. Mami vrea numai 4 să mă fac. Eu știam că o la o porță 6. Na, și atunci vă dați seama că până nu, coci nu putem, și asta... Numai una. Numai una? Da. Na, și durează mult și din cauza asta. Dar dacă facem în doi, o să încercăm. N-am așa dubă, adică cuptor performant, o să, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să, cu timpul, o să schimbăm și aragazul, că e nevoie, că la mine e cu problema cu aragazul. Alisa Melania, ciao! Stai, Heli, ciao, da? Heli! Ciao! Te salutăm, Heli, ce faci? Da, dragii mei, facem numai, cum am spus, să nu mai fie așa cald, să putem coace, să ăsta. De exemplu, să vă spun, noi stăm aici, dacă ați observat, noi totdeauna filmăm din bucătărie. Din ce cauză vă spun, din ce filmăm? Noi avem curte și așa de fain, adică fain că e aer, avem masă în curte, avem hintă în curte. Dar nu putem să filmăm în curte, vă spun din ce cauză nu putem.
fiindcă avem vecini cu copii, cu mici. Copii mici și gălăgie și acum vară pe stradă și tot s-aude că noi stăm aproape una de alta. E o stradă mai mică și atunci casele sunt destul de apropiate și mai ales când se mai răcorește un pic, vedeți mă că copiii ies la joacă și nu putem noi să băgăm copiii în casă să filmăm noi și urlă, zbeară. Iese și pe stradă și gălăgie mare. Poate de multe ori auziți pe filmare gălăgie, de foarte multe ori se aude cum strigă vecinii, cum vorbesc și atunci de aia tot timpul stăm noi aici și nu ieșim acolo. Loma, Loma, cu sau fără dulcinee sunteți delicioase. Mulțumim! Elena, Adelina, Ivan, eu nu mănânc miel. Ok. Nici noi. Elena... Elena Rechtenwald, luați din comerț foile la dulcilea, sunt bune. La dulcilea trebuie să facem noi foile. A, da, este? Dar nu vreau, mami. Vai, ba, mami vrea să se scape, vedeți? Bun. Da, foile, dacă ești făcute, da. Crema e super. Da, dulcea crema nu-i... Nu, dulcinea trebuie făcută toată da, în casă. Crema e foarte faină, de lămâie, Pove... cu gris. Povești cu noi în lumea mare, aveți cuptor pe gaz sau electric? Pe gaz. Pe gaz, mamă. Violeta Popa, vă urmăresc cu mult drag. 4 foi sunt la Dulcinea, nu sunt 6. Nu, mami, 4, ți-am spus, dar tu nu mă asculti. Serios? Da. Dar eu așa țin minte, când am făcut, că am făcut 6. Acum am... Ionela V, vine... Vine imediat toamna și răcoarea. Atunci poate faceți mai multe prăjituri. Da, da, să știi. Vă spun sincer că eu nu vă mint și vă spun adevărul tot timpul. Vă spun sincer, noi din cauza asta, din cauza că e cald, din cauza la cuptor și din cauza că noi nu prea avem nevoie să mâncăm dulce. Mult dulce. Și ne retragem, tot timpul încercăm să nu facem, dar trebuie, no, când și când, că adevărul să nu mințim ne place și nouă, cu totuși că n-avem voie, dar ne place și mâncăm. Vă spun sincer că nu. Cati și eu sunt cu voi, vă iubesc și vă doresc multe binecuvintări, să fiți sănătoși, mă bucur cu voi, nu mă las de voi, Domnul Iisus să fie cu voi. Oh. Mulțumim, Cati, fii binecuvântată. Foarte frumos. Mulțumim din suflet. Ionela V, nu-i problemă că se mai aud copiii, noi vă auzim doar pe dumneavoastră. Ce drăguț. Da. Maria Manuela Antemir, am șters un mesaj că am apăsat greșit. Nu-i nimic, Maria. Povești cu noi în lumea mare. Eu credeam că e Miriam pe filmare, se aud voci de copii. Nu, 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 Miriam. Avem aici un vecin mai mulți copii, nu numai unul doi. Și mulți. Sunt micuți. Da. Foarte și... micuți, da. Nu putem să-i spunem să nu strige, să nu facă gălăgie. Și nu numai copii, și oamenii mari. Câteodată? Da. Așa că de aia stăm tot timpul, că mie m-ar plăcea să stăm în curte, că na. Da, na, asta e acum. Exact. Da, dragii mei, vă mulțumim da, că sunteți cu noi. Asta este viața, n-avem ce face, trebuie să înțelegem și vecinii. Așa că... Elena Rechtenwald, 4 foi sunt că vine pe 2 foi cremă, pe una la mijloc gem de caise. Da. Atunci poate m-am încurcat eu. Da, avem gem de caise, am făcut, ați văzut ce fain a ieșit și dulceața de pepene, vai ce bun a ieșit, foarte, foarte bun. Mai am de când să fac dulceață de prune numai. Și atunci aia, cred că o să facem la ceaun. Mami. Și da, dacă găsesc dulceață de prune, adică prune dacă găsesc, aia da, o să facem mai mult. Că mie aia îmi place de prune. Maria Manuela Antemir, și soțul și una dintre fetele mele sunt în zodia pești și mănâncă amândoi pește de seling pe degete. Poate reușim să o convingem pe Mari să mănânce pește. Nu cred. Nu. Aura Giurcă, sunteți oameni minunați, mă bucur că v-am descoperit. Mulțumim frumos, Aura. Mulțumim, Aura, mulțumim. Și noi să ne bucurăm. Casă. Ionela V, da, am făcut și eu dulceață de pepene, că am văzut la dumneavoastră rețeta. Să-mi spui dacă ți-o ieși și dacă ți-o place, iubita. Super, Ionela, ne bucurăm. O ieșit bine? Stai să scrie. True Love, bună seara, bună seara, iubita. Bună seara, True Love.
Te pupăm, te iubim. Deci chiar mă bucur dacă ți-o ieși, dar cred că ai fiert suficient, că i-am fiert o oră jumate. Ați văzut cât am fiert de cât o scăzut, ca s-o îngroșat foarte bine și o ieșit super, super bun. Loma, Loma, eu stau la etajul 4, cu sau fără cuptor pornit, am 40 de grade în casă. Da, exact. Prefer să fac mâncare decât dulciuri. Da, te înțelegem. Așa suntem și noi, așa că mă înțelegem și voi acum. True love, vă îmbrățișez cu drag și noi și pe noi, tine. Și noi, dragii mei. Da. Ce frumos, uite, în continuare avem 92 de persoane, stau aici alături de noi. Da. Sunteți super. Foarte oameni, înțeleg, adică oameni buni cu suflet, care sunt alături de noi și pentru lucrul ăsta vă mulțumim foarte mult. True love, eu stau la 2, dar astăzi a fost destul de rece. Da, am înțeles și eu că o să fie mâine puțină ploaie pe aici și atunci iarăși vine și sâmbătă e caniculă, 36 de grade. Așa am văzut acum, nu știu dacă e adevărat sau nu. Da, bine că s-a mai răcurit un pic, că degeaba stăm la casă, să știți că tot cald e și mai ales dacă gătești, faci mâncare, nu poți să stai înăuntru, credeți-mă. Și noi avem bucătărie destul de mare și cu ușa deschisă și de-aia tot cald, nu mai putem. Da, lasă, acum că vara e frumoasă, așa cu căldură. Exact, da. Că decât eu una prefer vara în locul iernii. Normal, toată lumea prefere căldura. Maria Manuela Antemir, mori, eu aștept pepeni galbeni din grădina soțului și promit să încerc rețeta. Ah, frumos! Super. Să încerci, iubita mea, că nu o să-ți pare rău. Atâta e tot că trebuie să fierb mult, dar rest ți iese super. Cel puțin mie m-a ieșit foarte, foarte mult. Ești mulțumită, dar m-a ieșit puțin. Da. Apoi ajunge, că ai un pic de case de asta. Am destul, că noi folosim așa un pic dimineață, dar nu tot timpul, foarte rar. Și folosim la prăjituri, atât. True love, vara trecută încă am folosit ventilatorul, doar o săptămână, dar în schimb anii trecuți 3 luni non-stop. Oh. Dar nu știu cât de sănătos, e bine că îl poți suporta, mami nu-l poate suporta. Eu am pus o singură zi și a doua zi n-am mai putut de spate și de cap, m-a fost rău. Da. Deci stare cu probleme. Aurora Sanda, eu într-o seară când ați făcut live am lăsat tableta pornită să nu ies din live și am mers cu cățelușa afară. Wow. Vai, Doamne, ce drăguț! Tu îți dai să m-au lăsat tableta pornită și au ieșit cu câinele. Da. Doamne! Mulțumim frumos, Sanda, dar nu mai fac așa, Doamne! Ce drăguță ești, mulțumim din suflet! Angela Păscuț, bună seara, mă bucur să vă văd, pupici tuturor, bună seara! Angela, asta e colega lui tati? Nu cred, e Păscuț, Păscuț, nu-i cheșe. Dar cred că e colega lui tati din grădiște, întreabă mami. O să ne scrie. Loma, Loma, prefer iarna să mai pun o haine pe mine, vara nu am ce să mai dau jos. Ai dreptate, iubita mea, așa e. Aurora Sanda, ba da, ce drăguță ești, Aurora. True love. Cooler, apă și gheață în apă. Da, da. Da, așa face Maria, să știți că pune în congelator, în pungi gheață și atunci ne pune în pahar și până vorbim până asta se topește gheața, iar pune, deci nu, deci foarte repede, așa de calde, de imediat una, două se topește gheața. Da, dar da. Nu-i sănătos, e adevărat gheața. Da. Fiecare acum cu preferințele lor, dar eu, dacă ar fi după mine, m-aș muta în țările calde să fie tot anul vara și atât. True love, dar nu îl pun să se învârte, nu doar să... Deci ventilatorul nu se învârte, zice, doar stă într-un singur loc. Da. Eu am pus un pic și a doua zi m-a fost rău, n-am mai putut. Maria Dragomir, așa am făcut și eu când eram la aniversare, am lăsat telefonul deschis și mai trimiteam din când în când inimioare. Să știți că sunt prezentă. Vai, ce drăguț! Sunteți, credeți-mă, Doamne. Sunteți minunat, așa ceva. Mulțumim, Maria, mulțumim, Sanda, mulțumim la toată lumea, la toată lumea, chiar... Eu știu că nu am cuvinte. Zilnic, zilnic, zilnic lângă noi.
că îmi scrieți în fiecare zi și să știți, v-am mai spus și vă repet de câte ori am ocazia, vă citesc toate mesajele și vă mulțumesc. Super, mulțumim din suflet, Maria. Maria Manuela Antemir, și eu tot la prăjituri folosesc dulceața și gemul. Super, true love, și mie îmi place vara, abia aștept să merg în India, dar nu mă mai fă geloasă. Lasă-mă în pace, nu mă mai fă geloasă. Pentru că eu îmi doresc... Ce place atâta în India? Mami! Eu îmi doresc să merg în India de vreo 3 ani și nu ajung. Nu că nu ajung, doar că să mergi de una singură ca femeie în India nu e cel mai indicat lucru. Și na, să vedem. N-am cu cine să merg, da. Angela Păscut, nu sunt colega lui Mihai, sunt din Sălaj și vă apreciez mult. Mulțumim, da. Angela, te pupăm. Scuză-mă, Angela, că de fiecare dată te confund cu colega lui Mihai. Că tot Angela, dar nu mai știu numele de familie și am vrut să o întreb ceva, de aia te-am întrebat. True love, eu nu beau rece nici de la frigider. Bravo ție. Nici nu-i bun, mami, să știi că face rău la gât și peste tot. Felicia Păun, te pupă, te pupăm și noi, Felicia. Nelly Sturs, mă duc la tatăl meu la spital, dar nu ies de pe live. Vă iubesc, vai, Nelly. Dar de ce e la spital? E bolnav? Dumnezeu să-i dea sănătate. Doamne, Dumnezeu cu el. Și îți mulțumim că ești lângă noi, dar nu-ți fă griji, fă-ți treaba, iubita, în liniște. Da. Du-te liniștit, fă-ți treaba. Salută pe tatăl tău și Dumnezeu să fie cu el, să-i dea sănătate, să se facă bine. True love, mă refeream că la ventilator băgăm apă în el și puneam gheață și îl puneam să se învârte. Nu țineam să dea aer în același loc. Interesantă metodă. Super. Mirela Simona, contează foarte mult că răspundeți mereu la mesaje. Tot timpul. Pentru că voi sunteți foarte importanți pentru noi. Da. Chiar dacă să știți că de multe ori vă trimit inimior. Să știți că vă trimit fiindcă vă iubesc și vă respect. Chiar dacă nu avem timp să scriem mare lucru, dar inimior tot timpul și cât putem. True love, în 8 octombrie merge. Vai! Merge la sărbătoarea aia, cum îi spune, zi, că îmi scapă. Culorilor, sărbătoarea culorilor din India. Că e în octombrie. Aia e la China. Aia e la Japonia, mă. Nu-i Diwali, cealaltă cu culori. Nu? Scrie-m tu, că mie îmi scapă cuvântul. Deci nu mai mă fă. Holi, nu? Deci merge chiar de sărbătoarea aia mare din India. Super, na, ce să zic? Distracție! Zice Sidonia Sas, nu merge Maria în nicio Indie, că mie mi-e frică pentru tine. Vai, Sidonia, dar eu îmi doresc, să știi că îmi doresc mult, foarte mult, da, na. Maria, o vedea. Călătoriile ei. Nelly Sturs, a picture in coma, a picat în comă diabetică. Va. Dar Dumnezeu este cu, vai, Nelly, Dumnezeu o să fie cu el, să știi. E, ne foarte pare foarte, foarte rău. Diabetul ăsta. Dumnezeu să se atingă de el. Ne rugăm pentru el, ca Dumnezeu să fie cu el, să o vindece. Și cu toți bolnavii. Iliana Bogdan, ceau fetele mele frumoase, vă iubesc și vă pup. Te dai mama? Deci priviți că a intrat și bunica, te pupăm și noi, mamă, te pupăm. True love, Nelly Sturs, Dumnezeu să-i dea sănătate tatălui tău, amin. Povești cu noi în lumea mare, și eram la McDonald's cu copilul și era o gălăgie de nu vă auzeam ce ziceți, dar eram live cu voi. Deci dai seama, oamenii care sunt ocupați și totuși... Exact, sunt cu noi. Vai, ce drăguț. Mă întristat când aud de tata lui Nelly, îmi pare foarte rău, Dumnezeu să o vindece. Amin. E rău când foarte știu cum e senzația asta, e urât și nu doresc la nimeni. Nelly Sturs, mulțumesc, true love. Cuță Damian, Nelly Sturs, sănătate multe la tata, sănătate îi dorim și noi. Povești cu noi în lumea mare. Maria, care este țara ta preferată? Nu mă mai întreba. Să știi că îmi place India, dar îmi place ca cultură, ca... pentru că îți dai seama, e enormă, enormă și are o cultură diversă, are o istorie, spiritualitate și așa mai departe. Mi se pare interesantă și
plină de culori, de... Da, e interesantă. Meri din Germania, Maria. Nu pleca, nu? Nu, e din America, cred că. Ileana Bogdan, Neli, dacă mă înșel, te rog să ne scrii tu. Povești cu noi în lumea mare, of, în sănătoșire grafnică, Dumnezeu să-l albe în pază. Amin. Felicia Păun, vă urmăresc din SUA. Te pupăm, te Felicia, pupăm, mulțumim. Felicia. Pur și simplu, bună seara, dragilor. Bună seara și ție. Bună. Te pupăm și pe tine. Doamne, săraca Neli, ninăcăjită. De-aia că dacă e la ei, cred că e de aia din Germania, Neli, sau din America. O să ne scrie, că nu mai țin minte, sunt da. Foarte multe persoane din străinătate, da. Sunt și din Italia, nu știu dacă nu e din... Deci sunt din Italia, din Canada, din Australia, din Germania... Din foarte să știți multe că am țări. Și din China care ne scrie cu, și îmi pare foarte rău, sincer, îmi pare rău, fiindcă nu pot să comunic cu el și no, gândiți-vă. Tot scrie. Da, și din, scrie și nu pot să-i răzut. Bine, îi trimit... Mauritius sau de unde, deci... Inimioare, îi trimit live, ce pot și eu și ce ăsta, dar nu pot să vorbesc. BDNL, bună seara, mă bucur că vă revăd. Bună seara și bună ție. Bună seara, dragii mei. Ileana Bogdan, ne uităm la voi, toți suntem aici la noi. Ce drăguț! Mulțumim! Vă pupăm pe toți. Pur și simplu, cum sunteți? Cum v-a fost ziua? Păi astăzi un pic mai liniștită, mai bine. Nu a fost așa cald. Mathab. N-am înțeles. Mu? Nu? Nu înțeleg. Matate din București, în București. Da. 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 Te pup. Marinela Andreica, salutări din Atlanta, SUA. Ți-am zis că avem foarte multă lume din America și America te e mare. Pup, te pup. Te... Acum la voi dimineața. E noapte, târziu, spre dimineață, cred că, nu? Salutări din Atlanta, SUA. Te pupăm. Marinela Angela Petreanu, sunteți o familie minunată. Te pupăm, Angela. Maria Manuela Antemir, multă sănătate tatălui lui Neli. Amin, multă sănătate îi dorim și noi. Rotaru Florentina, bună seara, fete. Bună. Bună, Florentina. Frida Avram, bună seara din Israel. Vă respect și vă apreciez mult. Vezi și din Israel, da. Super. Mulțumim mult, să fii sănătoasă. Chiar te apreciem. Mulțumim, Frida, mulțumim din suflet. Nu contează, Dumnezeu da, să vă binecuvinteze da, oriunde ați fi în lumea asta mare. Da. Uite ce frumos că din toate colțurile lumii da. Avem ocazia să ne să adunăm comunica, aici. Să ne înțelegem, să comunicăm și asta e foarte important să știți. E important să fim oameni, să fim oameni buni, să ne iubim și să ne respectăm. Că răutate e destul pe pământ și... Ileana Bogdan, unde este Miri? Acum e ieșit afară. Miri a ieșit afară. Tot timpul să plimbă, s-a dus. Mathab, vreau să spun multă sănătate. Oh, mulțumesc, mulțumim. Mulțumesc. La fel. Să fii... Dintr-un stat deci la altul. Noapte e... Ziua, zice. 1, 2, 3 ziua. Ameasă, probabil, la da. Uh-huh. Super. Loma, Loma, lumea de peste tot vă iubește, vă mirați? Nu. Ce frumos, mulțumim! Mulțumim din inimă, ne bucurăm foarte mult, să știți! Nelistur, mulțumesc Maria Emanuela! Dumnezeu să-i dea sănătate tatălui tău, Neli, suntem alături de tine și când mai intrăm live sper să ne vii cu vești bune! Exact, vreau să aud de... De bine! Da, de bine, exact, de bine! BDNL, corect spus, să fim oameni buni nu ne costă nimic, exact! Da! Așa e. N-ai mama să ieșim. Da, păi încet, încet o să ne retragem și noi. Da, nu, nu, este noapte, 1:23 după masa miercuri. Da, deci după mează. Super, super, Felicia. Da. Mathab, eu vă urmăresc pe TV, e greu să comentez. Oh, ce drăguț! Draga. Da, știu că m-a scris pe ăsta. Îți mulțumesc, mă, îți mulțumesc din inimă. Ești o femeie minunată. Tot timpul ne trimite inimioara. Da, am văzut.
Și mulțumesc. Îți mulțumim. Te apreciem și te iubim, să știi, te pup. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Sunteți minunați. Noi o să ne retragem acum, da, vă mulțumim. Da, să faceți treburile. O să mai intrăm cu voi, nu știu, mâine joi, nu? Vineri, mergem în piață și seara putem să intrăm pe live, da. Că dacă mergi vineri în piață, vii, nu știu cât o să mai gătești, mai mult de o rețetă nu poți să faci vineri, știi? Atunci poți să postezi piața, rețeta și să intri pe live, știi? Atunci o să intrăm cu voi vineri și ne mai vedem vineri și ne auzim vineri și vă arăt ce o să filmăm în piață, prețurile și ce luăm. Sperăm să ne fiți în continuare alături, așa cum ne-ați fost și până acum. Vă mulțumim din suflet, Dumnezeu să vă păzească, să vă aibă în pază, să fie cu să voi fie și cu noi, voi, da, la orice pas. Lumea. Multă sănătate tuturor. Elena Bârzescu, fiți binecuvântate și tu la fel. Cili Sabo, bună seara, bună seara, te pupăm. Aurora Sanda, te pupăm. Cuță Damian, o seară liniștită. BDNL, toate cele bune. Mahap, vă îmbrățișez cu drag. Și noi pe tine. Povești cu noi în lumea mare, o seară liniștită să aveți. Să vă încărcați bateriile, vă pupăm. Mulțumim la fel. Mulțumim. Ileana Bogdan, noapte bună, vă pupăm. Vă pupăm și noi. Mariana Arcalean, seară frumoasă și o noapte binecuvântată, cu vise frumoase, la fel. Elena Rechtenwald, o seară binecuvântată, aveți grijă de voi, pup. Nelly Sturz, good night, good night, Nelly. Ciao, Nelly, Dumnezeu să-i dea sănătate la tată. Povești cu noi în lumea mare, te pupăm. Viorica Crăciun, mulțumim de inimior. Loma, Loma, noapte bună. True love, sănătate tuturor. Sidonia Sas, noapte liniștită, iubitele. Doamne, am încercat să citesc repede toate comentariile. Mulțumim la toată lumea în parte. La fiecare în parte. Da, la fiecare în parte. Vă mulțumim foarte mult. Dumnezeu să fie cu voi și vă iubim și vă îmbrățișăm pe toți, pe toți. Elena Birescu, la noi este dimineață, California. Super, te pupăm, Elena. Pur și simplu, gute nacht și din Austria, te pupăm. Maria Manuela Antemir, noapte bună. Noapte bună la toată lumea. Vă pupăm, vă lăsăm, Dumnezeu să fie cu voi și vă mulțumim. Aveți grijă de voi. Și să vă uitați la gogoșile postate de mama acum în seara asta, dacă doriți. E ultimul videoclip postat, da? Vă pupăm, numai bine, seară frumoasă. Noapte bună, vă pupăm, la revedere. La revedere, pa, pa.